S-a lăsat cu discuții contradictorii la convocarea adunării generale a Asociației de Dezvoltare Econeamț, în care primarii din comunele arondate Romanului au fost înștiințați că Societatea Rosal se va ocupa de gestionarea deșeurilor din toată zona 2. Mai mulți edili au avut întrebări și dubii legate de cum o să funcționeze unele reglementări legate de gunoi, odată cu punerea în funcțiune a normelor pentru zona Roman prevăzute în programul sistemului de management integrat al deșeurilor. A venit vorba de reciclabile și în regulamentul nostru județean și în legislație, ați văzut și acum există pe site-ul Guvernului o ordonanță de urgență care va intra în aplicare, în vigoare, probabil nu peste mult timp, în care sunt stabilite obligații concrete pentru sortarea la sursă, pentru indicatorii care trebuie răm. În 2020 trebuie să ajungem la 40-50% de deșeuri reciclate, care să poată fi valorificate de către operator. Și aceste sume obținute din reciclabile și le-au prevăzut în oferta financiară ca să vină în compensarea cheltuielilor pe care le fac. Deci cu cât cantitatea de reciclabile este mai mare, cu atâta operatorul își acoperă costurile. Deci operatorii, inițiativa privată, vor veni cu soluții. Sunt soluții tehnice deosebite. Am văzut și eu care ajută foarte mult. Dar eu vă rog, românul este și gingaș. Adică nu vreau să plătesc, dar mi-e plășeală să pun și eu peturile într-un sac să duc până la platformă. Păi nu se poate așa. Danezii, cum spuneați dumneavoastră, ați spus, n-au această mândrie. Dar la noi, că ați văzut, din clasă, din aia, să spun, din copii ăștia, până poate îi spui, pe stradă, al aruncă pachetul de țigări în drum, să scoate pachetul pe geam, ți-l aruncă din spate și se acoperă parbrizul. Asta este rolul legislației ăștia. Dom'le, trebuie să-i facem și noi pe oameni, pe românii ăștia, să intre în rândul europenilor, unde salubrizarea, curățenia, așa, păstrarea unui primat curat este literă de lege. Unii dintre primari nu au înțeles de ce, odată câștigat contractul pentru zona 2, Rosal trebuie să fie în relație contractuală cu toți cetățenii și, implicit, de ce primarii și consiliile locale sunt nevoiți să contribuie la sustenabilitatea noului program. De ce mă obligați să devin executorul de Rosal, dacă omul jachet factura 3 Rosal? Dar nu sunt obligația la serviciul public înscrisă în legea 200. Dați-mi articolul să spune că Rosalul poate să execute OAT-ul pentru că Nea Vasile nu-ți plătește factura. Atribuții de primarul și a primăriei aveți obligații la serviciul public. Nu aștept în legea care vă guvernează. Iar această obligație o delegați operatorului. Asta nu înseamnă că i-ați delegat și toate drepturile și toate obligațiile. Încă rămân obligații în sarcina dumneavoastră de primar. Cum ar fi să asigurați sustenabilitatea acestui serviciu în caz că cetățenii fie încheie contracte și nu plătesc, fie nu încheie aceste contracte și s-au lucrat. Dar este obligația Consiliului Local de a asigura serviciul public de salubrizare a localității. Ceea ce ați făcut astăzi este doar o delegare a acestei obligații pentru operatorul privat. Majoritatea care nu se plătească până aici în ziua mare. Am cheie contract. Primarul nu are nicio grijă în această treabă. Se întâmplă fenomenul că 3 luni de zile, el cu contract chiar nu plătește. Operatorul constată că nu încasează. Se reziliază contractul și devine din clipa de respectivă persoană care nu are contract. Asta am întrebat eu. Ce urmărință? Și din clipa în care a devenit fără deci rău platnicul a devenit persoană fără contract, nu are contract. Deci ori a 3 luni de zile întreabă operatorii, băi, ei prestatul ăla serviciul, ia și-ți recupera și execută, găsește o formă oarecare pentru din clipa respectivă însă devine obligația privată să facă pe bacuia. Așa cum vă registrați cu acele necazuri, că nu cred că există primării care să nu se înregistreze cu restanță. Printre altele, primarii au ridicat întrebări legate de cum vor reuși să implementeze colectarea selectivă a gunoiului în comunele pe care le conduc, despre cum să-i determine pe cetățeni să-și plătească facturile, despre stația de sortare de la Cordun sau despre noile pubele care trebuie amplasate la rampele de gunoi.